Eu am fost în toate raioanele de Republica Moldova. Eu am fost alături de voi, dragi cetățeni. Toți au bătut în această campanie în Dodon. Toți absolut. Pentru că ei nu au programe, ei nu au valori, ei nu știu ce trebuie să facă pentru oameni. Noi împreună, echipa noastră, și aici este doar o parte a echipei, împreună cu cei care sunt în guvern acum, împreună cu cei care conduc municipiul Chișinău, cu cei de la nord și de la sud, am ținut piept în acest an unor provocări fără precedent. În pandemie, în an de criză, cu secetă care a fost prima dată din 1947, noi am ținut piept. Noi am gestionat situația. Noi am asigurat pensiile, salariile. Pentru că noi suntem o echipă de profesioniști. Noi știm cum și ce trebuie de făcut pentru Republica Moldova. Acum o mână de ONG-iști vor să ne dea jos. Prin minciună, prin spaimă, prin manipulări, prin fake news în fiecare zi. Ne atacă pe noi, ne atacă familia, ne atacă pe cei apropiați. O să le permitem noi să facă acest lucru? Eu cred că noi putem să demonstrăm că suntem o forță. Astăzi, în această zi, pe data de 13 noiembrie, la astfel de manifestări au ieșit peste 20.000 de oameni. În fiecare oraș, în fiecare centru raional. Suntem împreună și suntem o forță. Eu sunt fier convins că victoria va fi de partea noastră. Dar pentru aceasta trebuie să fim împreună, stimați prieteni. Toți care au aceleași valori trebuie să ieșim împreună pe data de 15.